Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lumințe Iordache, bun găsit în studio Antena 3. Astăzi alături de noi se află domnul deputat PSD Sorin Vrăjitoru, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua și bine v-am găsit. Domnule deputat, ne apropiem de sfârșitul anului. Dacă ar fi să vă uitați așa peste activitatea dumneavoastră, să faceți un bilanț, care credeți că ar fi cele mai importante realizări din acest an? Da, bună întrebare. Trebuie să facem mențiunea că am intrat în Parlament un pic mai târziu, am 2 ani și jumătate de activitate în Camera Deputaților, dacă e să ne referim strict pe acest an calendaristic. Pot să vă spun că eu sunt foarte mulțumit, se putea și mai bine, dar vis-a-vis de activitatea legislativă, cred că astăzi și oficial se va anunța, sunt inițiator sau co-inițiator a 100 de inițiative legislative, dintre care 29 sunt deja legi. Am și două legi ale mele care sunt singur inițiator pe ele și deja sunt în vigoare, iar în ceea ce privește sau privesc proiectele pentru județul Călăraș, al cărui deputat sunt și mulțumesc încă o dată călărașenilor pentru faptul că ne-au dat acest vot și ne-am investit cu încredere să facem lucruri bune pentru ei. Cele două proiecte pe care unele dintre ele le-am inițiat, altele care le-am luat și dus mai departe, și aici mă refer la portul turistic de embarcațiuni ușoare, care este și astăzi într-o stare avansată de finalizare, și mă refer, din câte am informații de la Consiliul Județean, fiindcă ei sunt titularii acestui proiect, este scos la licitație. Iar celălalt obiectiv, pasajul de la Drașna, de care tot am vorbit și o să vorbim în continuare, fiindcă este un obiectiv extrem de important pentru noi, pentru călărășeni și nu numai, au fost luate zilele trecute ultimul aviz, cel de la Transgaz, a ieșit un pic cam greu, după o lună și ceva de zile, complicat, și aici sunt de făcut multe discuții în ceea ce privește autoritățile care vin și emit aceste avize și care uneori întârzie foarte, foarte mult. Iar cu acest pasaj, acum el trebuie să fie prins în bugetul de stat pe anul 2020. Ați adus în discuție cele două proiecte și asta era următoarea mea întrebare. Cum vedeți dumneavoastră asumarea răspunderii pe proiectul de buget? Și vreau să vă întreb dacă aveți cunoștință dacă cele două proiecte pentru care dumneavoastră ați luptat să le realizați sunt prinse la finanțare. Proiectul portului turist de embarcațiuni ușoare este contractul de finanțare semnat. Este semnat. Aici nu mai avem dubii, mergem înainte, este chestiune de timp până când licitația se va realiza și sperăm să nu fie celebrele contestații care ne pot duce și amâna acest important proiect pentru noi, pentru călărășeni. Iar vis-a-vis de pasajul de la Drașna, el într-o primă lectură a bugetului nu am văzut exact capitolul de finanțare a lui. Eu sunt pregătit, îi informez pe colegii mei liberal că sunt pregătit cu amendament pentru acest pasaj și voi face tot ceea ce este posibil și necesar să intre la finanțare în anul următor. Dar, repet, este o primă lectură a bugetului, bugetul mai poate suferi modificări. El o să vină luni în Parlament. Vis-a-vis de asumarea răspunderii, este un fapt fără precedent, este, din punctul meu de vedere, nu este democratic. Toate guvernele post-revoluție de la 1990 până acum au mers cu bugetul de stat și cu bugetul asigurărilor sociale în Parlament la dezbatere pe comisiile de specialitate, astfel încât, și aici fac o paranteză, eu ca și deputat și membru al Comisiei de Agricultură, bugetul pe Ministerul Agriculturii vine la noi, la Comisia de Agricultură, se dezbate pe capitole, iar puteam să facem amendamentele necesare investițiilor care le credeam oportune și prioritare în județele respective, și aici poate discutăm și de Călăraș,
vis-a-vis de faptul că am văzut în bugetul Ministerului Agriculturii un minus de 3 miliarde de lei, se taie niște bani de la irigații, de la sistemul antigrindină, ceea ce pentru noi, pentru județ, și aici mă refer strict sensul la noi la județ, nu este tocmai în regulă. Și veți depune amendamente sau se va găsi totuși o soluție pentru remedierea situației? Voi depune amendament pentru pasaj. Mai am câteva amendamente pregătite, dar, repet, în funcție de ce forma finală care vine bugetul și o să-l vedem, voi depune amendamente punctual pentru situațiile în care județul nostru este dezavantajat. Da, și defavorizat. Totuși, în actuala formă pe care dumneavoastră ați citit-o, și dacă spuneți că de la agricultură sunt luați bani și de la irigații, se pot depune amendamente în momentul de față? Adică nu trebuie să așteptăm până în ultimul moment când probabil va fi prea târziu. Amendamentele se pot depune până luni, la ora 10. Deci veți depune amendament pentru pasaj, pentru irigații și pentru... Voi depune amendament 100%, l-am deja făcut, este pregătit amendamentul pentru pasaj. Voi depune amendament pentru... mai sunt două programe extrem de importante pentru agricultura, numai din Călăș, pentru agricultura din România. Noi am făcut două legi. De fapt, este un pachet de legi în ceea ce privesc niște ajutoare de stat. Avem avizul Comisiei Europene luat pentru aceste ajutoare. Mă refer la programele de susținere pentru suine și pentru sectorul avicol. Avem și sectorul piscicol, de asemenea lege făcută, dar încă mai este pe circuit, nu a ajuns în faza finală. Dar pentru cele două programe, pentru suine și pentru sectorul avicol, bugetele care au fost inițiale pentru cele două programe sunt mult diminuate, iar mă gândesc și aici să fac amendament pentru echilibrarea acestor bugete. Cu toții vedem că în această perioadă de sărbători prețul la carnea de porc a crescut foarte mult, iar în opinia mea și informațiile pe care le avem la Comisia de Agricultură, această pestă porcină africană care a diminuat efectivele de suine, nu numai la noi în România, și în Europa, dar cel mai mult pe o piață extrem de mare, și aici mă refer la China. China importă acum din Europa orice înseamnă carne de porc. China s-a dezvoltat foarte mult, China mănâncă mai bine. Iar exportatorii de suine, de porc mic, care veneam cu el în România, au un preț foarte bun din partea Chinei și nu mai vând românilor. Noi suntem astăzi în imposibilitatea de a importa și a crește porc. Aici am ajuns. Iar cele două programe vin să acopere aceste goluri lăsate în acest sector. Din câte știu și din toate datele care, repet, ne vin la Comisia de Agricultură, probleme or să fie anul viitor pe acest segment de creștere. Ați vorbit de creșterea prețurilor pentru carne. Să vorbim și de scădere. Credeți că va scădea prețul combustibilului la pompă odată cu scoaterea accizei? Bună întrebare și mulțumesc pentru ea. A fost săptămâna trecută sau acum două săptămâni, cred. Am votat în Parlament eliminarea supraaccizei la carburant. Aparent poate să fie o măsură bună datorită faptului că se vrea scăderea prețului la pompă. Dar din experiența anilor trecuți, și au venit cu documente colegii mei finanțiști, acest preț, dacă în prima fază s-a diminuat foarte puțin, în următoarea lună a ajuns la fel. Impactul bugetar, că aici trebuie să ne referim, impactul bugetar acestei măsuri de eliminare a supraaccizei este de 2 miliarde de euro. O gaură lăsată în bugetul de stat. Și ne punem o întrebare, oarecum retorică, 2 miliarde de euro ar fi acoperit găurile de la agricultură, de la sănătate, de la învățământ, unde s-au diminuat bugetele? Eu zic că era o măsură foarte bună. Da. Este o decizie a celor care guvernează acum. Din punctul meu de vedere era inoportună, dar dacă așa s-a decis, mergem
mergem pe această măsură. Eu îi anunț că în ziua în care am votat în Parlament așa ceva, am fost la PECO, de am făcut plin la mașină, am bonul luat, o să merg și pe 1 ianuarie să vedem dacă acest preț a scăzut sau nu. Dacă nu a scăzut, trebuie imediat să sesizez Consiliul Concurenței, astfel încât să vină cu o analiză și o modalitate de a vedea de ce prețul la pompă nu a scăzut, începând cu 1 ianuarie. Începând cu 1 ianuarie. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun. Dacă aveți un mesaj de transmis călărășenilor? Sigur, doresc călărășenilor și nu numai un gând bun, sărbători fericite, cu multă sănătate și multă liniște. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.